Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Power. Astăzi m-am gândit să fac pentru voi un video foarte special și mult așteptat de mulți dintre voi, chiar foarte interesant și pentru mine, și să vă prezint un meniu complet pentru o masă musculară. O să vă prezint un meniu complet cu alimente sănătoase și cu mese sănătoase de 4200 de calorii plus minus, calorii pe care le voi consuma pe tot parcursul zilei. Astăzi am și zi de picioare, așa că este o zi mai high carb, adică o zi în care mănânc mai mulți carbohidrați, de asta sunt foarte sus, 500 de grame de carbohidrați. Și ei, cred eu că este un subiect foarte interesant să vă arăt cum abordez eu o alimentație pentru masă musculară și cam care sunt sursele de proteine, de carbohidrați și de grăsimi pe care le folosesc. Așa că stați cu ochii pe acest vlog pentru că sigur o să aveți ceva de învățat, foarte util. Mai ales că subiectul ăsta cu masă musculară este unul de un real interes atunci când vorbim de cei care sunt la început cu sala sau sunt intermediari. O să încep să pregătesc prima masă, este ora 7:30, abia m-am trezit și eu de obicei îmi pregătesc primele mese pe parcursul zilei, mi le pregătesc toate dimineața, așa că o să vă arăt primele mele mese și mai vorbim mai mult în bucătărie. Power! Ok, am pus apa la încălzit și între timp voi cântări 80 de grame de orez, de pudră de orez. Și pac, o cupă de izolat proteic. Adaug și o cupă de izolat proteic. Pac. Și în final adăugăm apă, care am pus un prealabil, pe care am pus un prealabil la încălzit. Amestecăm frumos cu o lingură. Beneficiați de reducere 12% la toată comanda. Ia uitați. Hai, chitișor! Hai, chitișor, ce-i acolo? Bam, a fugit! Așa. Cam ăsta este rezultatul final. Am pus și niște zmeură. Iar pentru niște grăsimi voi folosi unt de arahide. Fitness Edition. Are 50% grăsimi, 28 de grame de proteină. Voi folosi aproximativ 20 de grame. Bam. Perfect. Deci la 100 are 50 de grame de grăsimi. Asta înseamnă 25, înseamnă 20. Cam, aici am cam 10 grame de grăsimi. În 20 de grame de unt de arahide. Deci, cam asta este prima masă de ziua de azi. O să las și proprietățile nutriționale aici, pentru prima masă. Încă mă apuc să fac mesele pentru înainte de antrenament, după antrenament și revin. Power! Ok, am revenit și o să sar direct la masa numărul 3 și la masa numărul 4, deci la masa de după antrenament, pentru că prefer să fac mesele astea, masa de după antrenament și masa pe care mă iau la muncă, pentru că astăzi am clienți. Prefer să le fac acum, să merg prin un caserol, să fiu sigur că le am,
Iar după aia o să mă ocup imediat de masa numărul 2, o să o trezesc și pe iubii. Eu o să mănânc niște albușuri cu ovăz, iar iubii doar ovăz, dar masa aia vă prezint după ce termin de pregătit post-workout, mielul și masa numărul 4. La masa de după antrenament, pe lângă suplimentele pe care o să vi le arăt atunci, o să consum 300 de grame de vrăbioară de mânzat. Aceasta are cam 25% proteină, deci vine 70 și ceva de grame de proteină. Cam 10% grăsim, deci o să am până în 30%, 30 de grame de grăsim. Iar la masa de la muncă o să-mi iau 300 de grame de piept de pui. Este un piept de pui pe care îl consum foarte des, fără os și piele, hrănit cu porumb 70%. Este o variantă, cred eu, mai ok. 100% carne românească. Asta are 23% proteină. Știam că pieptul are 21%, însă eu calculez cu 20. Deci aici am 60 de grame de proteină. Aici am vreo 70, ar veni în total 130 de grame și cu ce mai am de la prima masă, deja sunt peste jumătatea normei de proteine. Ca și sursă de carbohidrați vei merge la masa 3 și masa 4 pe orez, 120 de grame sau 120 de grame de orez cântărit în crud, asta ar însemna câte 100 de grame de carbohidrați. La una din mese, la cea cu piept de pui, voi pune și 100 de grame de avocado pentru a mai avea și niște grăsimi sănătoase. Iar la masa de după antrenament voi mai face și o salată. Mă apuc să prepar. Prima dată o să pun orezul la fier. Cam așa arată carnea. Acum vreau să vă arăt cât de simplu se face orezul. Luăm frumos. Câte 120 de grame la fiecare masă, deci 240 de grame. Întărim 240 de grame. Opa! Perfect. Mare cooker, adică 240 de grame. Am pus în rice cooker. Punem apă. După ce l-am cântărit, am pus apă, am pus condimente, chidem capacul, dăm pe on, pe cook. Iar orezul este pregătit. Acum trecem la cărniță. Am terminat cu mesele 3 și 4. Asta este cărnița lui Iubi. Orezul este încă în rice cooker și îl voi lăsa acolo pentru că am nevoie de el cald. Vom face și o salată. Aici este vita mea. Aici este pieptul de pui pentru masa de la servici, la care v-am spus o să am 100 de grame de orez. Deci haideți să vi le prezint. Masa de după antrenament va fi compusă din carne de vită, orez, salată. Iar masa de la servici, piept de pui, orez, avocado. Cam astea sunt mesele 3 și 4. Acum începem să pregătim masa de dinainte antrenamentului. Power! Neroasă nările, ha? Neroasă nările, cafeluța. Te aștept când poți. Ia cea mama. Dar nu mai dorm cu spiritul la nas, văd. Mă duc să pregătesc mesele, da? Ovăz? Da. Sau ouă? Hai să facem picioarele. Deci, să vă explic repede masa de dinainte de antrenament. Iubi are 40 grame de ovăz, ocupă de proteine, l-am pus la făcut. Aici am pus tigaia la încins, fără pic de ulei,
pentru a face 150 de grame de albușuri plus două ouă întregi și sursa de carbo, o văz de la Genus Nutrition cu gust de ciocolată, are 67% proteină, 67% carbo, mă scuzați, și 12% proteină, 7 grame de grăsimi, deci voi băga 100 de grame de ovăz, sursa de proteină plus 100 de grame de piept de pui și asta este masa de dinainte de antrenament. Voi reveni cu rezultatul final. Bam. Poate vă era dor de cineva. Ia uitați-o. Abia s-a trezit. Pregătește să pape micul dejun, pentru că are un antrenament incendiar de picioare. Asta este masa de dinainte de antrenament. Ia. Am prins în direct. Am prins în direct o bătaie. Atac-o, Kitty. Am 150 de grame de albușuri, două gălbenușuri, 100 de grame de piept de pui, 100 de grame de ovăz, jumătate de banană, zmeură, 20 de grame unt de arahide. Iubi are ovăzelul ei. Cafeluța. O să las valorile nutriționale aici. Și ne vedem de la sală. Power! Iubi. Ne avem workout-ul, facem încălzirea la bicicletă și începem în forță cu un antrenament de picioare. Vă voi arăta doar câteva imagini pentru că astăzi este despre alimentație. Power! Am terminat cu antrenamentul de picioare, v-am arătat și câteva secvențe din antrenament, dar astăzi nu este despre cum ne antrenăm, ci despre cum și ce mâncăm și cât mâncăm, ceea ce este foarte important. E bine, după antrenament, pentru a promova o recuperare foarte eficientă, eu consum o sursă rapidă de carbohidrați. Am 50 de grame de stafide, cântărite ulterior de acasă și două cupe de proteină hidrolizată, în care ne intră 50 de grame de proteină. Mâncăm stafidele, bem shake-ul proteic și revenim cu masa de după antrenament, care este o masă foarte, foarte bogată. Power! Ok, domnilor, am ajuns acasă. Salutare! Și voiam să vă arăt masa de după antrenament. După cum v-am spus și anterior, am 120 de grame de orez cântărit crud, vita, iubi vita cu orez, la fel, și niște castraveciori în oțet, fără zahăr adăugat. Asta este masa de după antrenament, mă pregătesc să merg la clienți și revin cu următoarea masă tocmai de la sală, pentru că o să mă întorc înapoi la sală.
Power. Gata, am revenit la sală după cum v-am zis și mă pregătesc să intru la clienți, dar am avut parte de o surpriză plăcută. Un prieten, un amic de la Bacău, mai exact de unde? Buhuș. A venit să facem un antrenament împreună și să facem planurile pentru o pregătire competițională. Are și sala lui, Romanian Muscle Factory, și pe parcursul vlogurilor o să mai vin cu evoluția lui, pentru că are un genetic foarte bun, are deja 90 ceva de kilograme la 1,70 m, deci care sunteți pe culturism, stați aproape că o să aveți surprize plăcute. Power. Power. Cum v-am zis, începem antrenamentele cu clienții, iar primul este un tânăr foarte ambițios, câți ani ai? 18, nu? 18 ani și putea să facă cu totul alte lucruri, putea să meargă, nu știu, să stea prin parcuri, să umble aiurea, dar a ales să cheltuie niște bănuți, să investească în el și să respecte un program alimentar, să facă sport și a slăbit, cât ai slăbit? 12 kg. A slăbit 12 kg, aveam cam 2 luni, nu? De când ne-am apucat. În 2 luni, așa că îl felicit pe calea asta și am filmat asta pentru a da un exemplu și pentru alți tineri care nu știu ce să facă, cred că dacă n-au mușchi, așa cum mușchi s-au născut așa, nu, veniți, veniți la sală, faceți sport, mâncați sănătos și o să aveți doar de câștigat. Power! Îi dăm picioare acum. Am aproape am terminat picioarele. Cum ești? Pregătim să mâncăm masa numărul 4, după cum v-am zis. 120 de grame de orez, 300 de grame de piept de pui și mai am încă două mese. Mănânc cam mult, știu, dar asta e. Sunt chiar la început cu masa musculară. O să cresc caloriile treptat și vedem ce iese. Pregătim penultima masă. Păstrăv somonat și cartofi. O să revin cu rezultatul final. O să arate foarte, foarte bine. Power! Pam, pam, pam. Ultima masă de astăzi. Ia uitați cum am zis-o cu vinul. Nu am avut tirbușon. Păstrăv somonat cu cartofi fierți, un păhărel de vin și o narghilea. Cam asta este ultima masă, o să las valorile nutriționale și la această masă. Eu înainte să mă culc voi mai mânca niște fulgi de porumb și caseină, dar vreau să mă apuc de editat, așa că asta este ultima masă pe care vă arăt. Știu, este multă mâncare, este greu, dar asta trebuie să facem când vrem să creștem în masă musculară. Trebuie să fim disciplinați, trebuie să mâncăm curat, la fel ca pe o dietă de definire. Așa că sper eu că v-a fost de folos acest clip. Până data viitoare, aveți grijă de voi, vă mulțumesc mult pentru vizionare și să ne auzim cu bine. Power!